Bine v-am găsit! Astăzi vom discuta despre mediul nostru înconjurător și despre efectele negative pe care poluarea le are asupra acestuia. Mediul nostru înconjurător cuprinde elementele naturale care fac viața plantelor, a animalelor și a oamenilor posibilă. Apa și aerul pe care îl respirăm reprezintă principala sursă de viață. Pe lângă apă și aer, pământul este locul din care ne procurăm hrana, noi oamenii, dar și celelalte viețuitoare. Uneori, nu stăm prea mult să ne gândim că aceste resurse sunt epuizabile, adică se vor termina, dacă noi, oamenii, nu vom acționa pentru a-l proteja. Poluarea apei reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană, animală și a mediului înconjurător, deoarece este una din principalele surse ale vieții pe pământ. Poluarea aerului are un impact negativ asupra sănătății umane, dar și a climei de pe întreg globul pământesc. Industria, transporturile, dar și arderea deșeurilor sunt cele mai mari cauze ale poluării. La fel ca apa sau aerul, solul joacă un rol extrem de important. Deșeurile aruncate de oameni pot duce la dispariția unor specii de animale. Din păcate, se estimează că o mare parte a planetei este afectată de poluarea solului, iar recuperarea acestuia se face foarte lent. Ne-am dorit cu toții ca acest lucru să nu existe, nu-i așa? Ne dorim un mediu cât mai curat, un loc cu adevărat minunat, o casă pentru noi și pentru viețuitoare sau plante. Haideți să vedem cum putem face acest lucru posibil. Toți putem să contribuim, indiferent de vârsta pe care o avem. Așa că și voi, copii, puteți să aruncați în primul rând gunoiul la coș. Puteți să economisiți energie, adică să stingeți becul din camera voastră atunci când nu aveți nevoie de lumină. Puteți să alegeți bicicleta pentru transport. Ați putea chiar să plantați împreună cu părinții un copac în fiecare an. Dar ați putea de asemenea să participați la acțiuni de curățenie ale parcurilor. Sunt multe moduri prin care puteți să contribuiți la protejarea mediului nostru înconjurător. Să vedem dacă ați înțeles. Scrie adevărat sau fals în dreptul următoarelor enunțuri. Poți opri acest video și să-ți iei timpul necesar. Puteți să realizați un afiș care să prezinte norme de comportament civilizat față de mediul nostru înconjurător după modelul acesta. Pe curând!